cărțile sau volumele numerabile pe care le-a lecturat în viața sa. Iar eu în această seară mă aflu în fața dumneavoastră în această îndoită perspectivă de a mă întâlni cu omul care a influențat covârșitor viața mea, preasfinția sa, iar pe de altă parte de a avea această plăcere, acest fericit, o prilej de a vă prezenta doar în linii mari, în câteva detalii, teza de doctorat a preasfinției sale. Când spun acest lucru, preasfinția voastră, mă duc în urmă, în timp cu peste 20-30 de ani, și mi-aduc aminte de un moment pentru care vă sunt profund recunoscător și de aceea, așa cum vă spuneam, de fiecare dată când pot onora invitațiile, o fac cu mare plăcere, pentru că sunteți omul care ați contribuit în viața mea, în formarea mea, încă de la temelia sau din debutul ei, din punct de vedere duhovnicesc sau teologic. Dincolo de cunoștința pe care am făcut-o la Sfânta Mănăstire Bistrița, din apropierea localității Piatra Neamț, într-o vreme de glorie acestei mănăstiri cu mari duhovnici, unii dintre ei menționați deja, precum a fost Părintele Ioan Chebălan sau Părintele Arhimandrit Justin Pârvu, vă întâlnisem în incinta mănăstirii un monah tânăr, un monah preocupat de Sfintele Slujbe, cu un chip care pe mine mă ducea cu gândul la monahii de altă dată sau, până oare, la Ion Creangă. Mai târziu, când v-am întâlnit, uitându-mă pe chipul preasfinției voastre, și cred că nu exagerez, cel puțin este o convingere strict personală, aveți chipul cel mai pastoral sau misionar din întregul sinod al Bisericii noastre Ortodoxe. Ceea ce pentru mine, personal, înseamnă pe de o parte o dovadă de profundă vocație, pentru că atunci când avem vocație pentru o profesie, pentru o activitate, o chemare, așa cum este preoția sau slujirea arhierească, aceasta ne marchează sau ne influențează până și chipul, nu doar convingerile. Iar pe de altă parte, îmi demonstrează implicarea pe care preasfinția voastră o aveți în întreaga lucrare, nu doar a eparhiei acesteia, ci a întregii noastre Biserici Ortodoxe Române. În anul 1986, precum spuneam, am venit la Sfânta Mitropolie, la Centrul Mitropolitan din Iași, pentru a-mi lua arhiereasca binecuvântare în vederea candidării la Institutul, pe acea vreme, Teologic Universitar din Sibiu, însă aflasem spre surprinderea mea că, întrucât era un singur loc în acel an la facultate, mi-a fost refuzată acordarea binecuvântării. Înainte de a-mi întoarce mâhnit spre Piatra Neamț, acasă, m-am întâlnit cu preasfinția voastră în ușa Catedralei Mitropolitane, vreau să mă închid înainte de a pleca. M-ați recunoscut, este adevărat că încă vreo 10 ani de zile mi-ați tot spus Claudiu, dar m-ați întrebat atunci de ce sunt supărat sau de ce sunt mâhnit. Și v-am răspuns pentru faptul că nu am primit arhiereasca binecuvântare. Iar preasfinția voastră, în acea vreme, arhidiacon la Catedrala Mitropolitană, ați mers personal cu mine la Consilierul Cultural din acea vreme, care apoi mi-a devenit un chip foarte drag sufletului meu și ați intermediat pentru a dobândi această binecuvântare, fapt pentru care, în mod deosebit, vă sunt recunoscător preasfinția voastră. Pe de altă parte, din partea preasfinției voastre, am primit, cred nemeritat, poate cel mai frumos apelativ pe care l-am primit vreodată în viață, și anume, în urmă cu aproape 2 ani de zile, la o întâlnire la fel de frumoasă ca aceasta, la care luăm parte împreună, mi-ați spus, binecuvântându-mă, că pe undeva vă sunt profesorul de suflet de la Facultatea de Teologie din Iași. Un apelativ, aș spune, un superlativ care mă responsabilizează covârșitor, dar care, în același timp, îmi oferă prilejul să vă mărturisesc preasfinția voastră, că și preasfinția voastră sunteți ierarhul sau părintele nostru de suflet al tuturor,
sau ca să trecem spre lucrarea pe care trebuie să o prezint, așa cum spunea în frumoasa ei prefață, că părintele profesor Dumitru Stăniloae, a cărui opere ați cercetat-o în teza de doctorat a Preasfinției voastre, este părintele Dumitru al nostru, al tuturor, al întregii Ortodoxii. În același timp, dragii noștri, se spune că de obicei, după trecerea a 10-20 de ani de la apariția unei cărți, a unei idei, a unui concept, aceasta cam iese din uz. Și cei care trăim în lumea cărților ne dăm seama că de multe ori se întâmplă lucrul acesta. Noi idei, noi concepții, noi ideologii își fac locul trecând oarecum în subsidiar sau în plan secundar operele din vechime. Ori mie face o deosebită plăcere să spun faptul că lucrarea pe care a elaborat-o preasfinția sa, ca teză de doctorat în teologie, cum s-a menționat la Institutul Saint-Serge din Paris, în Dumnezeirea omului, în gândirea părintelui profesor Dumitru Stăniloae, la aproape 20 de ani de la susținerea ei, la mai bine de 10 ani de la publicarea ei într-o primă ediție în limba română, își demonstrează parcă de la o zi la alta actualitatea sau importanța. Și din punctul meu de vedere, am găsit cel puțin două indicii fundamentale pentru această actualitate covârșitoare prin care teza de doctorat a Preasfinției sale s-a impus hotărător în peisajul teologiei academice ortodoxe, nu doar românești, pentru că ea a fost scrisă și susținută în limba franceză, ci în cadrul teologiei ortodoxe sau panortodoxe, am putea spune noi. Cred că primul indiciu sau primul motiv îl constituie faptul că preasfinția sa a avut inspirația genială, inspirația divină până la urmă, cu ajutorul părintelui profesor Dumitru Stăniloae, să abordeze o personalitate și o operă atât de importantă pentru teologia actuală. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, după cum cred că fiecare dintre noi cunoaște, a fost apreciat a fi cel mai important teolog ortodox al veacului al XX-lea, a fost numit pe bună dreptate Sfântul Cărților sau Sfântul Filocalie, a fost apreciat a fi patriarhul spiritual al teologiei academice românești, și așa cum Preasfințitul Părinte Episcop a avut intuiția încă din teza de doctorat, a fost apreciat a fi Părintele Dumitru Teologul. Preasfinția sa este cel din tâi dintre teologii ortodoxi contemporani și nu doar români care l-au impus pe Părintele Profesor Stăniloae atenției noastre, nu doar pentru calitățile sale teologice sau științifice excepționale, dar în mod deosebit pentru viața sa duhovnicească sau harisma teologiei pe care a dobândit-o de la Dumnezeu. Unul dintre apropiații părintelui Stăniloae și ai preasfinției sale, îndrumător al tezei de doctorat, domnul Olivier Clément de la Institutul Saint-Serge din Paris, spunea pe bună dreptate despre părintele Stăniloae că este unul dintre cele patru spirite ocrotitoare ale creștinismului în cele două milenii de existență. Și spunea domnul profesor Olivier Clément că o personalitate de talia părintelui Stăniloae se naște la aproape 7-800 de ani și enumerând aceste personalități, spunea că prima dintre ele este Sfântul Ioan Evanghelistul, a cărui ultimă carte din canonul Noului Testament, Apocalipsa, nu a fost nici măcar astăzi de plin tâlcuită, spunea apoi domnia sa că la 700 de ani distanță, a doua astfel de personalitate providențială ar fi Sfântul Ioan Damaschinul, cel care a făcut pentru prima dată o sinteză a învățăturii de credință creștină. La alte 700 de ani ar fi Sfântul Grigore Palama, teologul energiilor dumnezeiești necreate și, în fine, iată, Părintele Stăniloae, Părintele Dumitru Teologului.